Bună dimineața, prieteni, salutare, prieteni. Prieteni, m-am trezit și eu cu gândul acesta să mă duc să iau mărțișor, o floare lui mama și lui Mădălina. Da. Într-adevăr, îmi pare rău că m-am certat cu mama. Nu trebuia. Și mă duc să iau o floare. Astăzi este ziua lui David. La mulți ani, David, să fii sănătos, să crești mare. Mergem să-i cumpărăm câte o floare și să vedem reacția mamei mele. Ia să vedem pe aici ce avem, Târgu de flori. Ia să vedem. Să rămână. Doamne, cerem comandat și mie pentru soție și mamă, un mărțișor frumos. Cel mai frumos. Așa. Asta? Cât este unul? Dați-mi două din astea. Așa. Și una pentru băiat, că este ziua lui azi și să-i pun acolo un mărțișor. Una de... Cum? Are 7 ani. Azi am prins 7 ani. Și așa e bine. Da. Și pe asta? Și flori? De aici poți să iau? Cât este una? 10 lei. Deci iau două. Una țineți o dată. Aici. Ia uitați, prieteni, ce părere aveți, frumos. Gata, și asta. Cât trebuie totalul? 52. La cine? Gata, prieteni, revenit de acasă, vă pupăm. Prieteni, am ajuns la poartă. Hai, nu pun camera pe mine pentru că am acum la 12 programare, să mă relaxez și eu, să mă tund, să mă aranjez, dar bun, asta urmează după. Haideți să vedem. Reacția mamei mele. Bine, gestul contează, n-am luat eu cine știe ce, dar gestul contează. Hai să vedem, ia uitați-o și pe mâine ați văzut pe geam. Mamă! Unde e? E aici. Mamă, înainte să-ți dau cadou, să știi că îmi pare rău, într-adevăr, și eu greșesc, sunt guraliu, sunt prost de gură, dar știi că gura bate curul, eu te iubesc. Și m-am enervat și mă enervez că știi că țin foarte mult la tine, nu țin la nimeni, nici la tata cum țin la tine. Și să știi că te iubești și îmi pare rău. Uite, ți-am luat o floare. Așa. Și uite ce ți-am luat. Am cel mai frumos cadou la început. Doamne, dați-mi un mărțișor că se aude pentru mama. Cel mai frumos mărțișor să-i dau lui mama. Mulțumesc. Și eu. Să știi că îmi pare rău. Să-ți dea Dumnezeu putere și sănătate. Să ești copilul meu, te ied. Asta e. Ți-am zis, mi-e ciudă. Nu eu vreau felicitări sau aplauze sau ceva de la voi. Eu vreau doar să te văd bine și să nu mai plângi. Și din cauza asta, poate când te-am văzut atunci că plângi la sarmale, din cauza asta am reacționat. Pentru că eu sunt genul ăla care... sare gura fără mine, care când văd la persoanele apropiate mie. La el vorbește omul orice și după aia. Când e omul supărat, asta e. Da. Și Dumnezeu ne-a iertat pe noi. Normal.
Și tu, tată, dacă vezi video-ul ăsta, o să vezi, îmi pare rău și de tine, că știu că na, ești părinte, dar și tu. Nici nu mai știu cum să-l pun. Unde-i mădă? E în casă, dă-i și lui Silvia un mățușor. Silvia! Am luat mai multe, vină încoa! Da, unde-i scăpași? Silvia! Ia uite, Silvia! Mulțumesc, mulțumesc! Cu drag, cu drag! Azi e, așa se face! Da. Și tu! Bună, mădă, hai! Bună! Uite, ți-am luat o floare, mădă! Și ia uite, ce te-am mai luat? Ție și lui mama v-am luat la fel. Am cerut cel mai frumos cadou pentru mamă și soție. Elefant. Da, deci era cel mai frumos de acolo. Mersi, să fii sănătoși, frumos, sănătoasă. Uite, ai avut grijă de dimineață, așa. Da. I-am luat și lui David, ca așa e bine, mățișorul nostru. Da. I-am luat o jucărie ca să pui, știi, o de asta. O... L-am filmat cum doarme. Ia uite asta. Asta s-o pui lui David, dă-o lui David asta. Și-am mai luat ca să, vezi? Da. Dar știi, el trebuia să cumpere, trebuia să împarte la... Ce faci? Lasă că mai... Să împarte la fete, la gagicile lui. Da. Azi a făcut 7 ani. Da. Am vorbit, într-o oră să mergem să luăm, mamă. L-am comandat 2,5 kg, asortat, cu poză. Că cum vrea David cu Roblox... Și ce poză ai pus? Cu el. Poză cu el, unde am pus-o și am postat-o. Frumoasă, în training, frumos. Să-ți arăt după. Gata, prieteni, eu o să revin de la salon, mă duc să mă relaxez și eu puțin, că după atâta timp, eu doar acolo mă relaxez, îmi fac Denis, prietenul meu, tratament de față, mă tun, mă pensez, tot ce trebuie. Vă pup și revin de acolo, oameni buni, să știți că vă iubesc și revenim. Vă pup! Gata, prieteni, am revenit și eu pe canalul meu. Ia, arată, David, la prieteni, ce ți-am luat, ce gecuță ți-am luat, ca alu Papo? Ia! Uite, arată lui bunica tu ce geacă ți-am luat. Unde ești? Uite, lângă tine. Geacă. Și mie, nu? Frumos, hai, la mulți ani. Să fii sănătos, dragă. Să fii sănătos, la mulți ani. Tu și mie geacă. Tu și mie. Anul trecut ai pus pe cu Papu, că Papu n-a fost aici anul trecut. Uite, Papu. Mă place, prieten, geacă. Trebuia să îi dau de seară, dar n-am mai avut răbdare. Acum, așa stau. Da. Numai să pun ceva să mâncați, făcut o metă? Nu pot să mâncat. Păi? Eu am mâncat. Unde ai mâncat? La mama. Vă place, prieteni, da? Ia uitați șeful meu aici, la mulți ani pe steluță, să trăiască domnul nașu Andrei Croitoru. Mamă, ce geacă am faină! Îți place? Da! Ia arată blugii ăsta așa, arată, ia uitați, blugi cu tăieturi așa șmecheri. Prieteni... Îndoiți la picior niște Jordane așa frumos. Prieteni, mă face geacă asta. O bluzică, stai. O bluzică așa șmecheră de Harry Potter. Prieteni, mă face asta care din așa. Da, ia. Tuns, șmecher. Stai să te prezint aici, să-ți găsim o iubită și ție, ia. Așa, uite, șmecher tuns, făcut, îmbrăcat, aranjat. Știi de ce mă fac la asta? Că are din aici și pot să fac, uite, o am înțeles. Da, da, ai grijă să nu ții nasul sau buzele. O să rup fermoară și o să rămâi fără. Treaba ta, măcar mai las-o și tu să o porți și tu măcar o săptămână să ai grijă de ea. Am vrut să caut pe negru, prieten, dar n-am găsit. Lasă și pe albastru, culori mi-a deschis. Îmbrăcat copilul meu. Da, ia să tăiem ăsta. Gata, deci rămâne. Ia, ai o brichetă. Nu. S-o porți sănătos, David. Ia uitați aici, am cumpărat carne mici. Să facem un grătarel. Uite,
L-am arătat, l-am pus în frigider ca să nu se topească. Mă, da, tu? Eu deja m-am luat durere de urechi. Păi pune și glugă, nu doar așa. Ai arătat, tu dormeai când l-am arătat eu. L-am arătat. Uite ce s-a mai luat. Deci lu... Nu, vreau eclere, vreau eclere. Am și eclere, dar sunt în port. Ia uitați, prieten, ce face Andrei. Ce pregătit ia-ți, faci. Ia-ți una, care vrei tu. Încerc să nu murdărești Gecuța. Da, hai, aruncă. Lasă că e fric, lasă-l pe el. Eu dau pe cealaltă. Lasă-o acum pe el, că el a vrut-o, lasă. Nu murdărești. Dar să nu murdărești, să fii atent, azi să ai... Să ai grijă de Gecuța. Să ai grijă de Gecuța, să nu te mai murdărești, să te tăvărești. Ia. Te ajut? Nu! Ai rupt-o. N-ai luat-o cum trebuie. Ia, mănâncă și tu, că s-a lăsat. La chestia asta, pucălie, măi mă. Încet, 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 că te dor dinții. Hai să treci, da. Înțelege-mă și ai... tu, tati. Ți-am luat așa prăjiturile de gustare, da? Până te iei tortul. Mă, cât de bună e! E bună? Mamă, băiatul meu și mie chiar îmbrăcat. Ești tu, drăguță? Mie mă place asta. Bravo. Hai să faceți căldură în bucătărie, să nu mai lăsați ușa deschisă. Nu mai. De ce când mănânc simt așa că... Cum se numește asta? Cremă. Asta cremă. Când mănânc simt așa că e rece. De ce? Păi iese de la frigider. Gata, prieteni, revenim și noi mai târziu cum începem pregătirile. Vă pupăm! Da. Dragi prieteni, vreau să închid și eu acest clip ca să-l postez acum, să vă uitați, că mă gândesc că sunteți curioși și o să fac încă unul de seară cu pregătirile când sunt gata, pe masă, tot ce trebuie. Da. Merge? Acum merge. Eu vreau să vă zic, oameni buni, vă mulțumesc pentru toate comentariile, 800 și ceva, vă mulțumesc, vă iubesc, din toată inima, vă mulțumesc că mi-ați dat dreptate, eu ăsta sunt. Și cu asta defilez, cum spuneam ursul moșul meu. Nu uitați în continuare să vă abonați, să lăsați un like, un com, un share, să știți că și eu vă iubesc, vă mulțumesc tuturor, v-am văzut toate mesajele, așa al mare, mulțumesc tuturor care îmi scrieți în privat. Vreți să mă ajutați cu un loc de muncă, vă mulțumesc din toată inima. Ne auzim mai târziu, oameni buni. Încă o dată la mulți ani, David, și vă iubim, prieteni. O zi frumoasă vă dorim și o primăvară frumoasă și la mulți ani tuturor femeilor, nu? De femei, dar la mulți ani tuturor și o primăvară frumoasă. Da, nu știu. Vă pupăm!